Programul RABLA merge mai departe în ceea ce privește condițiile. Cuantumul primei de casare va rămâne la 6500 de lei și anul acesta, pentru fiecare autovehicul uzat, dar casare. Potrivit prevederilor ghidului de finanțare a programului de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional 2017-2019, ecobonusurile acordate în cazul achiziționării unui autovehicul hibrid electric se pot cumula, astfel că suma maximă pe care un proprietar o poate obține este de 9200 de lei. Pentru a obține prima de casare, mașinile scoase din circulație trebuie să aibă o vechime de cel puțin 8 ani, adică să fi fost înmatriculate inițial în România înainte de 1 ianuarie 2011. Autoturismul vechi trebuie predat la un colector autorizat și radiat din circulație. De prima de casare beneficiază proprietarul persoană fizică în condițiile în care nu are obligații de plată la bugetul local, s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou obținând nota de înscriere, a prezentat producătorului validat dovada distrugerii și a radierii din evidența circulației a autovehiculului uzat și a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.